În episodul al șaselea din producția turcească Golden Boy, ajuns acasă, Ferit și Ziran vorbesc despre întâlnirea ei cu Iusuf și spune că ceea ce a văzut Ferit nu este chiar ceea ce pare, însă el nu o crede și spune că vorbele ei sunt niște clișe. De vizita lui Iusuf a aflat și bunicul lui Ferit care i-a chemat pe amândoi în birou și ținut morală pentru cele întâmplate. După ce au ieșit din biroul bunicului și au ajuns în camera lor, lui Ferit îi se face rău dintr-o dată. El are nevoie de injecția cu insulină, însă Ziran nu găsește acul pentru seringa așa că îl sună pe Abidin.